Salut internet! Bine te-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Naratifan aici împreună cu Mariu Stanciu. Astăzi o să facem un video mai serios. O să discutăm despre psihologia justițiarului din Berceni. După cum ați putut vedea scandalul cu acest, să zicem, salvator, care de fapt el era un mare abuzator de femei, din păcate. Și... Spre surprinderea mea a fost nevoie de creatorul de conținut stresul care el face doar calculatoare și caterincă și se joacă să sublinieze lucrul ăsta. Ceea ce ne dă un pic de gândit despre mediul acesta online al influencerilor și vedetelor care l-au susținut pe justițiarul din Bercen și n-au zis absolut nimic. Marius este psiholog, clinician și psihoterapeut și a fost și profesor la universitate, Universitatea București, Facultatea de psihologie și este un om care este în măsură să ne facă un profil al acestui justițiar. Pentru că au fost multe ipoteze pe net că ar putea avea o patologie mentală sau nu și Marius este aici să ne aducă cât se poate la lumină cu datele pe care le avem părerea unui specialist în domeniul sănătății mentale despre acest justițiar. Marius vorbește într-un limbaj foarte academic și de specialitate și pe parcurs eu îl voi întrerupe încercând să l aduc într-un limbaj cât mai colovial. Marius, mulțumesc că ai acceptat invitația. Spune-ne tu, în primul rând, părerea ta despre justițiarul de Berceni sau din ok, Berceni. Primul și primul lucru că sunt invitat aici. Eu sunt un om adept al moderației. Nu prea obișnuim noi în psihologia științifică, în psico să ne hazardăm cu prea puține date. Noi nu știm lucrurile astea. Nu? Ceea ce vezi, pe exemplu, la o persoană, fie că e de sex masculin sau feminin, pe Instagram, e un eșantion mic, dintr-o populație mare de poze pe care o vezi. Aleasă cu cea mai bună lumină, în cea mai bună unghi. Numai ce spune asta, din punct de vedere psihologic? Probabil amprente de natură, histionică pentru că tulburarea histrionică de personalitate este de cea în care urăști să fie evaluat negativ. Nu trebuie să fie totul o bufonerie, trebuie totul să fie dramatic, excesiv, trebuie să fie... Să, nu fii judecat negativ, pentru că o tragedie să fii judecat negativ. Deci tulburarea deci, histrionică înseamnă Că tu vrei să fii văzut buricul pământului, să fie nu totul... Nu neapărat. De obicei e comorbidă cu narcisismul, dar e o tulburare care se caracterizează prin comportamente dramatice și excesive, instabilitate emoțională, tendința de a te uh, comporta într o manieră care să atragă atenție. Uh -huh. O frică foarte mare de singurătate, o exagerare, o dramatizare a lucrurilor, o, un fly cu pompa, ca să zic așa, da? Asta e primul lucru care îmi vine când, vine, când discut despre influență și despre vedete. Majoritatea dintre ele, probabil o clinică, a întruni, cel puțin 5 din 9 criterii pe care DSM-5 le pune acolo pentru asta. Sigur că noi încercăm să ne depărtăm cât mai mult de o înțelegere categorială acestor afecțiuni într-una dimensională. Ce înseamnă asta? Că în loc să punem etichete care sunt incorrecte oamenilor, e mai bine să gândim în termeni de alb și negru. Cineva e mai gri, mai aproape de negru, cineva e mai alb, mai la pol opus. Nu? Și e ceva că e de apreciat astăzi. Deci din start aș spune că orice fel de opinie a mea aș vrea să fie considerată doar opinie. Foarte jos în celebra piramidă medicală a dovezilor în care trebuie trecem de la opinii nefundamentale din punct de vedere argumentativ și empiric, la opinii ale unor specialiști, la evaluări psihometrice, la experimente, la meta-analize. Unde ajungem sus. Ok, dar haide, spune-ne am înțeles, spune-ne opinia ta subiectivă pentru Din că... start, eu ca ipoteză de lucru aș opera în sensul de nu, nu i-am dat omul ăsta chestionare psihometrice, nu am triangulat datele, nu am putut face un update Bayesian, pentru cei care nu știu, este metoda tipică în, în psihiatrie în care faci update-ul ipotezelor Nu mă pot hazarda, decât mai mult decât îmi permit datele Deci, datele, ca să zic eu așa obiect Obiective, aș putea spune, nu că sunt subiective, este că el a, a abuzat niște femei nu, între ai, cu deja cu... ai deja o interpretare. Nu, Noi nu știm stai, asta. ba da, au apărut pe internet poze, filmări, conversații și declarații. Au ieșit mai multe fete, din păcate, mm -hmm. care au același pattern, adică a discutat cu ele și a acționat în același fel, lucru care este destul de, a, de alarmat din punctul meu de vedere, că până la urmă mm -hmm. e vorba despre niște oameni acolo de, de nu știu, nici nu știu, n-am nici, nici, cuvinte, adică mă pierd, mă pierd, dacă m-am cuvinte, mă lasă cu așa, cu cu friguri spinării, spinării, cum, cum s-a putut, cum a putut omul ăsta să facă lucrurile astea, adică ce, care e Profilul lui psihologic de a genera chestia asta, adică pe de-o parte e în spate un om care abuzează și când iese în față e mare salvator, că el ajută lumea, că prinde pedofil, mă rog, lucru care este destul de ilegal ce face el, ce a făcut el în vidura cu privare de libertate, cu Aia e adevărat, adevărat legat de privare de libertate. Eu aș invita toată lumea care ne urmărește să opereze o distinție sănătoasă între stare și trăsătură. Stările pot fi foarte intense. Poți să bei cinci cafele, spre exemplu, și să te uiți, uiți, la volanul mașinii și atunci o să vezi pericole peste tot. Poți să vezi un copil care în mod uzual nu te-ai gândit care să în fața mașinii sărind. Oamenii au stări ceea ce caracterizează practic neurofiziologia lor într-un moment, da? Vezi sunt în pădure, ești într-o stare de frică și țesături. Trăsăturile sunt recurențele, șabloanele după care oamenii gândesc, acționează și simt. Noi nu putem să operăm această distinție. Poate că alea erau cele mai rele momente din viața omului. Nu avem de unde să știm nici persoanele care l-au acuzat, cum l-au provocat, în ce circunstanțe. Ne hazardăm mai mult decât ne permit datele. Și atunci facem uh, piggybacking. Doar pentru că e celebru să facem white knighting. Ideea de omul greșește. De unde știm asta? Avem datele sau ne aruncăm mai mult decât ne permit datele? Ce putem însă, pe de altă parte, să examinăm într-o manieră pertinentă care nu e divorțată de coordonatele științei, este că birds of a feather flock together, cum zic americanii. Sau, ca să o reformulez într-o manieră care e mult mai adecvată discursului nostru, păsări de aceeași pană, probabil au aceeași rană. De obicei, dacă ai tulburare histrionică sau narcisică de personalitate, o să fie atras de oameni care au tulburări similare. Noi, în cazul să punem etichete aici că oamenii ăștia au aceste tulburări, pentru că nimeni nu le-a făcut o psihodiagnoză. Și atunci ne aruncăm mai mult decât ne permit datele, ceea ce înseamnă că divorțăm de registru corect al epistemologiei și al diagnozei. Ce putem să deducem însă, folosind nuanțele de gri, sunt că oamenii care fac asta, aceste acte dramatice, excesive, au de obicei amprente histionice de personalitate sau narcisice, sau antisociale, sau o combinație dintre ele care pică în mănunchiul B de comportamente dramatice și excesive, unde de obicei pică narcisic, histrionic, antisocial, Da, am înțeles, ne-ai spus acum pur teoretic, dar să ne întoarcem la justițiar. Da, nimeni nu i-a făcut o psihodiagnoză ca să putem să ne dăm cu părerea putem să deducem că există o nevoie de atenție putem să deducem că ceea ce face câteodată poate să derive din amprente antisociale și antisocial nu înseamnă neapărat antimoral sunt, azi, pe exemplu, Batman da? că tot îl dăm ca exemplu păi da? el, el e, asta, e, e, băi, Marius, el asta se crede el se crede un Batman, dar de fapt în spate îl face mult rău asta, asta e chestia, că au ieșit dovezile la nivel asta este interesant pentru că amprentele antisociale de personalitate, ceea ce face Batman spre exemplu, e ilegal și știm asta da. E, e complet ilegal, e împotriva regulilor, dar este un antisocial pe care noi îl respectăm din punct de vedere moral, nu? Până da, la da, un... da, da, aici vorbim Are de... un personaj fictiv, nu? Da, vorbim de filme, aici e viața reală. Exact. Să ne întoarcem la viața și reală. În, mm. în viața reală, privațiunea de libertate, ceea ce s-a întâmplat într-unul din videouri, poate să fie considerat de unii oameni ca fiind împotriva regulilor, deci din stat erau, de, din punct de vedere legal, însă e obiectiv. Din punct de vedere o, o, legal, e obiectiv, nu -a, a fost un flagrant, tehnic vorbit. Dar, de altă parte, aceste amprente antisociale trebuie să fie văzute și cu cele histrionice, pentru că imboldul general al persoanei, noi nu știm care e. Nu putem să credem că este un imbold strict de natură altruistă, de sacrificiu. Păi nu, a, în primul rând, altruismul nu e deloc. Tot ce a făcut el este fix pentru content și vizualizare și să ajungă, cât mai sus, cât mai faimos. Asta, asta este clar. Nu poate, nu poate nega nimeni. Tu nu știi. Dar ideea este ce personalitate are acest individ. C cum spuneam, are această nevoie de atenție. Un om care își face conturi pe TikTok. A -a stai stai un pic. Deci, are, înțeleg că are această nevoie de atenție. Cum, cum ne-ai amintit tu de tulburarea histrionică. Dar ideea este cum, ce mai are, ce are acest individ de a făcut atât de mult rău altor oameni în spatele camerelor, ca să zicem. Adică a abuzat fetele alea, sunt și, sunt și înregistrări când trage de, 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 fata aia prin scara aia de bloc, o ține. Corect, dar nu știi ce răspere ce Și cum spuneam, pentru o persoană care s-ar putea să aibă, din nou, sunt foarte prudent, am prinde, am spus. N-am spus tulburare, tulburare El este zicea care are uh, dislepid, nu dislepidemie. distimie, Distimie. Ok. Deci, da, uite, el zicea că are distimie și aici mi s-a părut că s-a luat și de oamenii cu boli mentale că are depresie light. Bă, că are el depresie light, asta mi s-a părut total lipsit de respect pentru oamenii cu boli mentale. Dar, adică, uite, avem aici niște variabile, să zicem, subiective, dar haide, uh -huh. haide, Marius, totuși, uh -huh. pe ceea ce se vede, să încercăm să găsim un profil cât se poate. Eu știu, e, un subiect fierbinte, um, chemăm specialistul să-și dacă cu dar și specialistul are niște limite, pentru că specialistul nu poate să fie mai deștept decât datele. Oi, datele ce-ți spun. Îți spun că este o persoană care, într-adevăr, este la limita de a încălca legea prin privare de libertate într-unul din clipuri. Nu, că eu mă refer, pe lângă faptul cu. Că sunt fie acele videouri, clipuri, cu da. Și plângeri da, la poliția. Da, al... Și plângeri la poliție, din ce am înțeles sunt doar două. În momentul de față și mai sunt alte fete care le este frică să iasă în față pentru că... Asta e ceea ce știi sau e ceea ce crezi? Nu, e ceea ce știu pentru că am intrat pe niște, pe niște uh -huh. grupuri de, de discord, am vrut să, analizez, să încerc să analizez și eu situația cât se poate, cât îmi permite uh -huh. cogniția mea Și ideea este că le este frică, pot să empatizez cu ele că fanii lui, cum ai zis tu că cine se aseamănă se adună, sunt de un fanatism incredibil și le este frică să iasă în față că și au amenințări. Că și au amenințări, că primesc mesaje pe Facebook, cine știe ce se întâmplă. Asta e nici ce știi. Asta e ceva ce ce oamenii pot să înflorească apropo de tribuia histrionică. Nu, asta este total ceea ce știu că am văzut prin screen-uri cu cineva care a primit. Și adică nu... Și asta e știută la noi în la noi în România că dacă faci un rău public cuiva, un rău public între ghilimele ai repercusiuni, Uite, să ți dau un exemplu cu uh -huh. uh, un exemplu personal, nu, nu mai știu. Am fost la un film românesc care a apărut acum de curând, le-am dat notă mică pe IMDb. Uh -huh. Bam, am început, am primit mesaje, 5 mesaje pe Instagram că, băi, ești nesimțit că a fost un film bun, șterge review ăla, te rog. Asta e un exemplu, știi? Uh -huh. Și doar pentru un c de film. Na. Gândește-te la aici când e vorba de vieți omenești și de abuz. Lumea îl face pe băiatul ăsta că e psihopat. El este psihopat sau nu? În primul rând conceptul nu este unul care este introdus în nicio idee. Nu există psihopatie. Este un concept care se folosește în psihologia criminalistă. Acum există interpretări și interpretări. Cea mai populară interpretare e că psihopatia ar fi polul extrem al tulburării antisociale sau disociale de personalitate. Există amprente antisociale sau acte antisociale făcute de această persoană, da. sigur că există. Nu da. există. Inclusiv o, o posibilitate de încălcare a privațiunii, dar a, a libertății, pardon, într-unul din clipurile sale. Există acte antisociale făcute, clar, dar nu se poate face așa ceva dintr-un motiv foarte simplu din punct de vedere legal. Ca să poți fi să fii declarat în conformitate cu aceste lucruri psihopat sau sociopat care fi tot pe aceeași linie, trebuie să fi comis, să, ai, să ai un dosar penal. A avut și antecedente în trecut, a fost, din ce am înțeles, matriculat din școală, în fine, dar, cum ai zis tu mai devreme, este un comportament total antisocial, ceea ce face, dar uite, chestia asta mi s-a părut o chestie foarte bună pe care ai zis-o mai devreme, cu faptul că el încă mai are susținerea asta, că sunt oameni care au aceleași amprente ca el. Că uite, asta n-am mai înțeles acum, că unii oameni sunt pentru el și alții sunt contra. Și uite, asta este foarte bună chestia, că cine se aseamănă se adună. Și tu zici că oamenii care sunt încă în spatele lui și îl susțin, e posibil să aibă aceleași amprente ca el de personalitate sau posibile chiar tulburări? Deci, o posibilitate, de obicei, noi ne raportăm față de influencer și față de oameni care. Fa nu, nu, nu pot să-i spun că e un influencer, e o persoană publică într-un fel sau altul, da? Ce e public nu e public în momentul de față, e un pic cam uh -huh. fazi, vag. Uh -huh. uh, e posibil, de obicei, noi ne raportăm pozitiv față de subiectele în care cineva ne confirmă ceva. Nu? Dacă tu în interiorul tău vei să fii Batman probabil că o să-ți placă ceea ce face. Dacă ți se pare însă că anumite acte sunt mult prea depărtate față de codul moral și etic și față de ceea ce înseamnă obiectiv lege, probabil că o să, te... să fie invers. Acum, o altă problemă majoră în ecuația asta e și partea popularității. Pentru că, uite, spre exemplu, o gază de oameni în procesul Amber heard Johnny Depp s-au poziționat cu Johnny Depp pentru că e super popular. Nu merge downstream, nu Numere... mm. upstream, pardon. Nu mergi împotriva <cute> fluxului Dar uite altă chestie și aici Dacă poți tu să ne răspunzi da. uh, uh, Legat de influencerii Că uite asta mi s-a părut un lucru extraordinar Și uh -huh. că e băiatul ăsta stresul care face live stream și face calculatoare El a descoperit chestia asta Și a luat în seamă Nu alți influenceri care Luptă pentru drepturile femeilor Că aică, sunt câțiva care fac treabă și câteva ONG-uri care chiar fac, dar mai sunt alții care efectiv au fost machiaveli, știi, s-au aliat cu el ca să crească și ei în rang. Băi, oamenii ăștia mm -hmm. de ce nu au? De ce încă nu au luat opoziție? Le e frică că își pierd creditul și că pierd, nu știu, sponsorizări sau banii? De ce alți influențări n-au punctat chestia asta acum? Adică că eu asta mă așteptam, mă așteptam să alții să iasă în față că da mă, n-a făcut bine, că trebuie, trebuie să, să dispară de pe internet, că n-are ce căuta. Uite, Marian mm -hmm. Godina a scris, mi-a zis că ai citit articolul, mm -hmm. a de ce au stat așa, au stat așa, zicem, pe spate și n-au făcut nimic încă, în opinia ta? În opinia mea, că n-am de unde să intru în capul lor, aș comita o distorsiune foarte mare de logică, care m-ar catapulta în afară de ontologie zis să presupunem niște ipoteze, nu? Există bani. Dar poate că mai e și altceva. Poate că este și o afinitate față de mi s-a întâmplat și mie. mi -e mai ușor să înțeleg că mi s-a întâmplat și mie. O chestie similară. Adică ei să creadă că de fapt e totul fake și că e o experiență trecută pe care Oricum au -o și ei. ceea ce fac majoritatea oamenilor în influencing e fake. Când îți tragi 150 de poze și te, te, te uh, păstrez doar într-una. E clar o eșantionare distorsionată. Adică, ei cred Ai că abitații. tot ce pățește el e un scenariu și li s-a întâmplat. E o, și o posibilitate, lui. da. E o posibilitate. O altă posibilitate, mi s-a întâmplat și mie să am o problemă. Nu știu câți din ei sunt de sex masculin. Nu știu. Am avut și eu o femeie care mi s-a părut ca exagerat uh -huh. sau mi s-a părut ca a chemat poliția degeaba. Apoi uh -huh. Poate să existe pur și simplu afinitatea emoțională. Și am trecut și eu prin asta, parcă empatizez. Sunt ipoteze de lucru. Nu avem de unde să le știm. Dom'le, asta e important ca oamenii să înțeleagă că un savant sau un specialist nu se hazardează, trage concluziile după ce se coagulează aceste date. Poate că în decursul acestui bâlci mediatic care le plac oamenilor cu ampente histrionice să-l facă, voi apărea alte date mai interesante la, în, în, în lucru, nu? Ca, ca, în procesul cu Johnny Depp și cu Amber Heard, doi histrionici care au făcut ceva și mai mare. Noi acum asistăm într-o epocă în care trebuie să fii cât mai dramatic, cât mai excesiv ca să fii băgat în seamă. Și dacă nu ai un coeficient de inteligență ultra ridicat, nu ai aptitudini extraordinare din punct de vedere al aptitudinilor generale, cum e creativitate, inteligența sau aptitudini specifice, faci personalitatea ta să iasă în afară. Și personalitatea ta, câteodată iese în afară în unele chestii. Aici o ai ieșit aici, în treaba asta. Deci, eu n-aș pune etichete de tulburări pe, pe comportamentele. Deci, astea. tu vrei să spui, acum, ca să da. înțeleagă și publicul că e posibil sau probabil ca justițiarul să aibă o patologie mentală, dar. Structurală. St structurală, dar tu nu poți, ne având un interviu clinic, clinic semi-structurat, teste psihometrice Dar uite, ai fi dispus să faci un interviu clinic cu el? Dacă e dispus, eu sunt dispus să fac, că n-am nicio problemă. Dar să respectăm rigurositatea științei care ne spune că și acele instrumente vor avea vicii. Să, de exemplu, și ce a fost în încări apropo de procesul cu Johnny Depp și cu Amber Heard. Nu e tocmai 100% corect științific. A fost considerată acele chestionare să au fost considerate probe în instanță, dar nu e 100% cu științific. Să ținem minte că, că uh, 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 psihopatologia și, mai general, psihiatria nu e un domeniu. Gata, a zis X, a zis Freud. Deci, deci ca să înțeleg, tu zici că poți să faci chestia asta ca să, ajuți, să ajutăm să zicem publicul de urmărește acest scandal și oamenii să înțeleagă mai bine, dar spui că mai e nevoie în afară de tine de încă o opinie să zicem. Așa ar fi corect. Așa ar fi corect, ok. Și de asemenea ar fi corect ca uh, aceste lucruri cu psihopat, sociopat să înțelegem ce înseamnă. Nu există psihopatie în de 11 ICD-11, adică în manualul... International Classification of Diseases. Un fel de manual uh, după, după manu care se pun diagnosticele. Uh -huh. Nu e un concept în psihologia clinică. E un concept din psihologia uh, criminalistă. E un concept care cel mai mulți, mai mulți psihologi clinicieni îl interpretează drept polul extrem al antisocialității, Am amprente antisociale putem să să identificăm, dar probabil că toți dintre ne-am comis la un moment dat niște acte antisociale, dar nu la nivelul ăsta. Nu? Înțelegeți? Da. Sunt multe nuanțe de gri. Mm -hmm. Ok, ca să concluzionăm că Marius se grăbește, are mai multe uh, ședințe cu pacienți. Marius ne-a înșirat un șir de variabile și ipoteze pentru a încerca să explice uh, profilul psihologic al justițiarului din Bercen, Mariu și-a exprimat disponibilitatea de a realiza o psihodiagnoză corectă al acestui individ. Deci, Dar nu pentru histrionism, nu pentru popularitatea mea, nu am nevoie de popularitate, pentru corectitudine. Pentru știință. corectitudine, că este un om foarte corect. Ați și observat că de-a lungul acestei discuții el a, a lansat diverse ipoteze și pe această cale o să, o să, încerc eu să intermediez această discuție. Justițiare, poți să-mi dai un mesaj pe Instagram să te pun în legătură cu Marius. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like -share și subscribe în Narativan. Pe Marius să-l găsiți pe platforma lui Olni Smart. Și până data viitoare, perfecțiunea nu există. La revedere!